Ștefăcioane! Bravo, te-ai angajat! Vreau să cumpăr ceva de la tine de aici. Ui, o cafea pentru Alin. O cafea pentru Alin. Știi de care bea, nu? Colega, Dorin. Deci, bună seara. O să vreau o cafea pentru Alin și pentru o doamnă, una fără tot scurtă, deci cafea expreso scurt, fără lapte. Unul cu lapte și unul fără lapte, da? Și câte pahare vă dau? Două. Două și o un Pepsi, la, de la rece, la, de la mare. La 2:30, da? La 2:30, știi. Ok, și bravo. Cum merge treaba, Ion? Super. Da? Eu, uite, mă. Ai băgat în pâine, a? Trebuie cu 36 și nu-i bine. Te lasă, dă-mi așa și văd eu. Ce faci, Ioane? Bravo, te-ai angajat? Vreau să cumpăr ceva de la tine de aici. Ui, o cafea pentru Alin. Da. O cafea pentru Alin. Știi de care bea, nu? Colega, Dorin. Deci, bună seara. O să vreau o cafea pentru Alin. Și pentru o doamnă, una fără tot scurtă, deci cafea expreso scurt, fără lapte. Unul cu lapte și unul fără lapte, da? Și câte pahare vă dau? Două. Două pahare. Și o un Pepsi, la, de la rece, la, de la mare. La 2:30, da? La 2:30, știi. Ok, și bravo. Cum merge treaba, Ion? Super. Da? Eu, uite, mă, ai băgat în pâine, a? Te lasă, dă-mi așa și văd eu. Deci, am luat și un Pepsi. Un Pepsi 9 lei și să vă dau rest. 9 pahare. 9 lei, 10 lei. Da. A, să vă schimb pentru pahare? Da, da. Nu știu. 9 pahare. Cât mă costă, nu știu. Urcați 6 lei, așa, la aparat și 5. Hai că mă ajută Ioan, da. Colegul. Că și eu. Bravo, Ioan. Lasă, lasă, hai. Nu simt bani. Mersi, dragă. Nu simt, patronul. Papa și mă și să plătească. Patronul mai e. Milioane și... Hai, bagi-l acolo. 6 lei. Păi dă-mi pe. 6 lei bag. Păi bag acolo. Bagă-i pe șanță. Ia de un leu de acolo. Stai, vine, vezi dacă merge. A luat-o, și bagă și pe ăla un leu. Păi și-o ceva. Am scris schimbăm după aia. Vă-ți lași ție ceva, nu? Deci un espresso cu lapte bombă pentru Alin, da? Era scurt. Scurtă? Da. Bam, 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 e scurtă de coffee, vrei? Cum să vadă machiat? Nu știu, te descurci, că zic că tu ai făcut-o. Cum merge de treabă? Flori, la espresso scurt cu lapte care e? Dacă e în partea aia, e în birou la mine. Nu, tu aici te vei? Da. Asta care e client și birou la mine. Da? Asta care e client și birou la mine. Uite, ai și de-asta aici. Paypal. Da? Ia întreabă acum. Stai. Place, nu? Bravo. Ce program ai? Mă duc de la 2:30. La cât scade? La oră. La oră? Când scade? Când termine? Poate să fie 3 noaptea, poate să fie non-stop? Da. Da? Ce frumos te-ai îmbrăcat. Spălată de noapte. Da? Trebuie să-mi face loc. Mulțumesc. În ce? Și tu după ce? Flori, ia spune la... La cafea. Cu lapte scurt, care e? Eva? Espresso cu lapte scurt. Espresso macchiato scurt sus. Sus, în dreapta. La da. Care bucă, la gri? La ăla din dreapta, la Cibo. Stai, la asta, la altul, nu? De pe la ăla mică, bucă la asta mare? Nu, la asta. La ăla bucă. A, bucă bine. Uite, al doilea de sus. Asta. Ăla e cappuccino. Nu, e espresso macchiato cu lapte, al doilea. Ăla, al doilea. Asta. Băi, uite-mă ăsta, al doilea. Vine, al doilea, al doilea. A, din dreapta, dacă era din stânga. Și fără, și fără lapte care e? Tot pe acolo? Fără lapte e primul. Vezi că scrie espresso scurt. Fără lapte e primul. Fără lapte, da? Care să schimbă? Te bucă că schimbă. Schimbă și mie ăștia, te rog. Că, Schimbă cine?
Să schimbe și mie 5 lei. Vă rog. Vă las fără unul? A, mai sunt în spate. Da, cu aia. Ia știu cu idee aici. Deci este pentru Alin, da? Dă drumul și la el altă pentru... Da. Bagă și pe aia fără lapte. Care e aia fără lapte? Patron, ăla e? Bă, ce știe ăsta, rog, 3 lei. Am învățat ce e, da? O decizie. Bravo. Deci gestionat. Am avut un cretin. Se cu piciorul la mine. Piciorul în curte. Cine? Un cretin. A, da? E un copil ca tine. Ai grijă să nu ai... Dar nu știi că tu... Ai de cu ea tu piciorul în curte. Da. Bine, lasă-i în pace să n-ai ajuns la... Uite. Ce pentru Alin? N-ai cafea la el? O să dai și mie o cutie. Dai o cutie să le iau și într-o cutie? Scoate eu la? Nu, nu, iau, n-am voie. Hai, uite, s-a trebuit așa. Cutie nu-mi dai, nu? Las că le iau așa. Hai, pune-o și pe aia, te rog. Hai că am plătit serviciile. Mai aveți acolo? Nu, nu. Să... Bravo. Bă, îi pui, a, îi trăie zahăr la ea? Nu știam. Doar lapte, nu, a? Și să, auzi, să, să-mi dau seama să nu le, să nu le încurc. Deci este ăla fără lapte, da? Da. Ok. Hai să vede care e fără lapte, dar da? Nu... E unul, da. Puteam să facă cu pixul, dar lasă. Ia, stai. Ia, fac cu pixul. Bagă cu pixul, știi? Sau un carioca, ce ai aici. Bagă un biscuit aici. Ioane, ia uite acolo. Hai. Ce vrei să iei, un pix? Lasă-o că ține minte. Lasă că ține minte. Aia fără lapte, aia... Da, oricum, lasă de sub. Am voie oriunde. Hai, mersi frumos. La revedere. Oriunde am voie. Da? Bravo. Te descurci? Mergi de treabă? Da. Bravo, Ioane. Hai, numai bine. Sănătate. Pa. Pa, ne vedem acasă. Da. Pa. Am văzut, s-a angajat Ion. Ai văzut dreptatea că nu mai ai vizări fără patru, noi. Dacă e din cauza Olgăi. Eu cu Olga aveam vizualizări. Ce mă fac eu? O chemăm înapoi? O diamantul mai trimite, crezi că e mai prost, o trimite înapoi. Nu se vine, m-a plecat, așa poate să vină. Nu vrei, nu cauți că mai vine. Transmite un mesaj lui Olga că te vede. Olga, eu spun că ce mai bine să vii aici la fratele tău, la noi, la familie și ia autocarul cum ai plecat la diamant, așa poți să ieși aici, că îți plătesc eu biletul. Să-l lasă pe diamant. Deci lasă-l pe diamant pentru că tu am înțeles și am văzut că e sluga lui.
Pe bune? Nu mai vorbi de diamant, cum bate diamant. Nu, păi nu bate diamant, că el nu se uită la asta. E bărbatul ei. Da? Dar unde e bărbatul ei? Cum e strugă? E bărbatul ei. Eu zic că e sluga. Nu, e bărbatul ei. Eu așa văd. I-a făcut și-a un ban acolo? Ia auzi că duce și pe cătă și pe... Și pe apa oficială le cheamă acolo. Ea vrea, dar nu cred că o să ajungă ea acolo. Ba să duce copilul. Pe cine ține acolo? Să se angajează, să face. Pe la McDonald's? Tot două zile sau trei zile? Cu diamant după reală. Să duc patron, am înțeles, că am vorbit cu ei și au zis că vor să plece la Olga. Păi câte luni are voie în Germania? Păi da, și nu. Nu, că ăsta mă lață șapca. Să duce cu diamant, caută fiară, caută mașini, că gățești. Dacă alergi, dacă muncești, dacă stai trântor, nu faci nimic. Dar așa dacă se duce cu diamant, diamant are oameni și se duce cu el după fiară, după mașini și face bani. Dar să-l ascultă pe diamant, aia e treaba că... Da, să nu se certe. Da. Așa ar fi bine, da. Eu nu cred. Ba să duc... Mi-au aduc aminte că a fost și Pinte acolo și a plecat imediat. Nu se înțeleg acasă, în familie și să duc. Da. Păi și acolo e la fel. Hai? Nu se înțeleg nicio. Eu spun că nu se înțeleg. Mă, lasă-le, nu ne băgăm noi în familia lor, Aline, noi nu ne băgăm. Fiecare cu familia lui. Da. Mai țineți minte ce a spus Olga? Diamant se cam uita la nu știu ce, la... A, stai, nu mai vorbim. Păi, pe bune acum. Stai, nu mai vorbim. Poate de-aia eu zic. Ia jura aia am ca oficial. Păi nu, că n-am treaba. Zic așa. Dai treaba, dar spui jumate vorba. Păi nu, dar am zis ce a spus Olga. Nu mai spune, vorbește, că ne jura. Dar zic că a făcut, că se uită. A fă, omul se uită și el. Ce n-are o să uită. Ba da, că na. Că omul ce... Și noi ne uităm. Ce e pur și... Păi așa e, că nu trebuie să... Aline, mai vorbește ești tu pe canalul. Aha, nu leu. Scoate-mi punct și vorbește. Vorbește cu Cristi, că ești bărbat. Salut, Cristi, ce mai faci? Te salut. Să știi Cristi. Că am venit după voi, că am văzut că v-ați în Iore și m-am... A unde urmărea, unde mergem voi, să dă de noi, Cristi. Au să-mi așa un porumb de la, de unde ți-ai luat tu. Și ne-ai luat. Păi nu știam de unde ai luat. Eu vreau de la care ai mâncat tu. A, ce porumbire ăla, la... n-am arăta convenit bine, de bine. Și la cabana e de lângă scări. Avea, da, poate luasă-i din grădină. Arăta așa bine. Mirota de frumos. Arăta un porumb. Porumbul ăla, mai ne ducem odată să mâncăm porumb de ăla. Le scoate Cristi la un porumb. Trebuie să te ducem la Scoverci să vezi acolo ce e. Le scoate Cristi la un porumb. Dar nu, nu la porumb, la Scoverci. E bine să ne duci. Pot îmbarca acolo să Scoverci? Mama, am o poftă de mor. Nu, Aline, când am eu timp, că n-am timp acum. Am fost o supărată toată. Aș vrea să mă duc unde m-a dus tatăl tăpărul la ambușul ăla. Dar nu mai vreau ambuș. La burger? Nu vreau burger, vreau altceva să ne pregătească. Nu știu că am găsit toate titerele. Pe acolo găsești doar hamburger și plătite. Altceva vorbești cu băiatul să ne gătească. Să ne facă un porcel și să ne dea iară, da, dacă putem să-l mâncăm, dacă nu-l plătim. Da, bine. Dar cu porcelul ne luptăm. Dar nu acum că e post, Aline, după da. Post, după... după să ne facem un porcel acolo mai bine. Dar era bine. Da, am văzut pe TikTok un burger gen care se numește o guriță mică. Nu mai pot să văd pe TikTok. Aline, după Paște, dar să plătească Cristi jumate. Păi dacă nu mâncăm... Dar să fie tort, patroană. Ai tort. Nu tort. Eu mănânc jumătate din el, din ăla mare așa. Două, porcel vreau. Porcel? Cine mai era Aline cu noi ce-mi băga cu două guri? Sică. Sică, eu, Leo. A, sică, da. Ursul parcă. Ursul parcă, da. Trebuie să aducem oameni ca să mănânce. Nu, porcel. Vorbești un porcel după pași. Da. Dar care e treaba? Trebuie să mâncăm pe toți, să-i câștigăm pe lucruri, să nu plătim. Să nu plătim. A, păi mâncăm doar încolo de până. Da, așa zicem la burgă. Îi mănânc și coada. Dar se ți-a mâncat până în cărți jos. Dacă ai un interval de timp și trebuie să mănânci în timpul ăla. Și dacă tu ai mâncat, nu mai plătești comanda. Păi asta poate. Eu așa zic cu coraj că mănânc. Pe păr m-am mâncat până în cărți jos. Nu mănânc. A mâncat noi Cristi până ne-a venit rău. Am văzut. Acum adică burger gratis? Păi da. Am văzut plătita aia mare. Mamă, mi-a plătita aia a fost belea. Crezi eu.